politică și delicatețe. La Drăgan așa grăbit, Ticoanei? La Drăgan, la Drăgan. Hai, nu intri la aperitiv? Păi nu e încă 12. Nu-i 12? N-o fi la al dumitale. E fără 4 coane, Iorgule. Poți să dai cu el de pământ. Uite la al meu, 12 fixe fără 2 secunde. Poftim, auzi-l și pe al primării. Fixe, că doar ieri l-a reparat. Hai, vin. Coane, Iorgule, dar ce i-a găsit să-l repare? I-a găsit că au început să vină în oraș candidați ai opoziției de pe la centru. Și intriganți cum îi știm, tot pentru ca să spun alegătorilor, cum am mai spus unul anul trecut. Vedeți ordine cu primării? Uite așa merge și țara, fraților, cu dumnealor liberalii. Adică cu noi, la cârmă. Hai, intrăm? Intrăm. Care un lipiș pungașul ăsta de Drăgan ajunge să bată 12 și să citești colo pe firmă coloniale și delicatețe ca să-ți lase în gura apă. Ei, să vedem ce delicatețuri ai mai adus ieri de prin București. Sau din străinătăți. Hai. Hai noroc! Ce-i cu măslinile alea, băiete? Acule, culete! Bine! Ieri pe odată țuica aia, băiete! Adică eu sucă gâtul și prindem țâvlă ca găinile! Să treci, nene Iorgule, dar nu stai? Acuș, acuș, mânzule! Da? Ți-au sosit ceva delicatețe, Drăgane? Salut, coane Iorgule! Ia nu m-a gustat un vârf de cuțit din brânza asta de Limburg. Aseară am primit-o. Se topește pe limbă. O delicatețe. Ia să judec și eu. Poftiți. Ia stai. Faină, prima. Faină, prima. Ia trimite-ne o porțioară la masa mânzului. Și niște țuică bine piparată. Băiete, 3 porții limuri la masa lui Iorgu. Bine. Ia loc, nene Iorgule, și dumneata cu coane. Mulțumesc. Nu știu dacă noi îi dispunem masa de alături. Da, pe noi de ce? Din cauza taravelilor cu politica. Și noi liberali, dumneavoastră conservatori. Pe noi nimica, nu-i nimica, domnule Iorgu. Azi dumneavoastră la putere, mâine noi. Ei, vezi, vorba asta cu mâine nu prea cred eu. O mai fi și pui mâine. Acum intrăm în alegeri și o-mi vedea. Sosim brânza cu expresul, vă rog. Dar câte brânză ai comandat, nene Iorgule? Ce ne-ai trimis aici, Drăgane? Un vagon? Serviți că să aveți plăcere, coane Iorgule. Ce rămâne dacă rămâne? Știe pungașul că nu mai rămâne nimic. Asta e, mă, comersant isteți, mă. Mă la București, lasă-l cea nu mai găsești și aduce el aici. Asta-i totul, când scrii pe firmă delicatețe, apoi să dai marfă pentru gusturi delicate. Ca pentru conservator, dacă nu vă supărați, domnul Iorgu. Așa, cum? Zic că mă bucur că lăudați marfa conservatoare. Pe cum vine asta conservatoare? Dacă e adusă de Drăgan care e conservator, nu se cheamă că e conservatoare. Iete, numai la asta nu mă gândisem până acum, că mănânc brânză conservatoare. Sir conservatori, cel conservator. Fără clapon conservator? Vă rog, fără clapon. Sau pastramă conservatoare? Și ce tot îi dați cu Drăgan conservator? Cum a zis, vă rog? O face el pe conservatorul, dar pentru mine el e întâi și întâi marele comerțant care... Cum vine asta că face pe conservatorul? Auză, jupâne. Ne-a lăsat, vă rog, glumește și cu Iorgu. Nu cred că o să mai glumească dacă o afla cu ei închiriat tot rândul întâi de deasupra băcănii. Lăsați, vă rog. Ce-i pasă lui Conu Iorgu cu ea mă închiriat? Bă, uite că mă faci curios. Cui, Drăgan? Ce atâta mister? Da, nu e niciun mister, că doare casele mele. Așa, jupâne, spune-le să știe. E, ce mai ia la bara? Îl știți pe Costică Drugescu, fost ministru de-al nostru? Da. E, poate ați auzit că candidează în opoziție contra dumneavoastră. Ce a închiriat casa, Drăgane? Vrea dumnealui să se așeze în oraș pe tot timpul alegerilor. Oh. Cum, și-ai dat casa ciocoiului? Ei, tinere, fără ciocoi. I-a luat șarbună. Șarbună. Să-i o dai înapoi, Drăgane. Oalea. Să-i o dau înapoi, coane Iorgule, dar și obrazeam. Obraz, neobraz, să-i dai arvuna înapoi ciocoiului. Fără ciocoi. Să-i o dai înapoi? O să fac una pe asta. Nu faci tocmai de un negustor de ai noștri să... A, să avem pardon, coane Iorgu, fără supărare, dar eu nu sunt de-ai dumneavoastră, că doar bine știți. Atunci, fără glumă, mă iertați, eu sunt conservator. Ești comersant, nu conservator. Ba, sunt și comersant și conservator. Așa. Bine, Drăgane, bine. O să te căiești, mă. Plata! Ții minte că o să-ți muști mâinile. Plata! Să
vezi dumneata ce urmează. Că doar știi că până una alta noi liberali avem pâinea și cuțitul. Păi dacă e așa, domnilor liberali, atunci să vă întreb și eu. Ce să-mi faceți? Sunt conservator și gata. Rămâi cu delicatețele dumitale să ți le consum singur. Apoi nici așa, coare să nu amestecăm una cu alta. Că, dacă vreți să știți, eu am principiul meu. Una-s delicatețele și alta-i politica. Politica-i politica. Bravo, jupene. Așa, băiete, vezi că domnii au cerut răplata. Aveți țuica și trei porții limburi, Coane Iorgu. Am cerut eu trei porții? N-aș cerut, dar le-ați mâncat, Coane Iorgu. Și tu ești conservator, obraznicule. Eu plătesc ce am cerut. Na, să ajungă-ți. Pungașilor! Mulțumim de compliment, Coane. Cu două porții fac eu cinste. Să vă fie de bine. Pungașilor! Acum ce facem? Mergem la șeful să ne sfătuim. Birger! Da, Coane! La casele lui Cucurul Ian cu Zanfi! Hai, dă bice! Epa! Coniță? Coniță? Ce e, Dumitre? Vă poftește domnul în birou. E cu cineva? Da, cu domnul Iorgu și cu de-ai dumnealor. Bine, viu. E pas de la concierge, iar luna... Mă iertă, dacă te-am bonjour, Iorgule, dar ce s-a întâmplat? Bonjour, domnilor! Bonjour, scumpă amică! E un scandal, dragă! Uite, să-ți spui, Iorgu. Am hotărât în comitet Conu Iancu și cu amicii prezenți de față, ca niciunul de-ai noștri, adică noi, liberali de votați din oraș, cu începere de azi, să nu mai călcăm în băcănia lui Drăgan. Să nu mai în băcănia lui Drăgan? Dar nu se poate una ca asta. Mai se poate, draga mea. E chestie de obraz, madame Zamfir. Păi cum da, aia de obraz? Da, de obraz de al nostru, doamnă, liberal. Dar cum să nu intrăm la Drăgan? De ce suntem la București ca să avem mai multe băcănii de lux? Și de unde o să trebuim delicatețe? Din obor? Asta nu se poate. Ba se poate, draga mea. Că atunci când e vorba de politică, nu-mi pasă de delicatețe. Politica e politică. O fi, Iancule, dar eu când poftesc la icre negre, nimic nu o să mă oprească să intru la Drăgan. Chiar dacă știi că a avut neobrăzarea să-și închideze apartamentul de deasupra băcănii lui Costică Dugescu, care vine să candideze contra mea. Așa. A avut neobrăzarea lui Drucescu? Și chiar când vei vedea că fruntașul conservator o să stea toată ziua în balcon, în plin centrul orașului, care va să zică pentru a ne sfida de sus pe noi, care intrăm în băcănie pe sub balcon, adică pe sub picioarele dumnealui. Nu! Noi pe sub picioarele lui, scumpă amică! Pe sub picioare conservatoare! Că e îngrozitor! Nu e așa. Mirar al dragului să fie Drăgan cu toate delicatețele! Bravo, draga mea! Uiteți o adevărată soție model! Soție de liberal! O adevărată mama graților! Liberală, domnule! Și acum, nene Iorgule, hai prin oraș să-i punem pe toți amicii politici să jure că nimeni nu mai calcă în magherița lui Drăgan! Curat, magherița! Jos, magherița lui Drăgan! Fixe, la al dumitale cât? L-am pus și eu bine, Coane Iorgule. Dar hai să nu mai trecem prin fața lui Drăgan, că îmi lasă gura apă. Ba uite, eu tocmai de-aia trec, ca să mă vadă din băcănie și să crape de ciudă că nu intru. De două săptămâni ținem jurământul. Și o să-l mai ținem, să înțeleagă domnii conservatori ce înseamnă o atitudine liberală și un jurământ liberal. Capul sus, amice. Sus, Coane Iorgule, sus. Dar hai să trecem pe partea elaltă. Barem să nu văd vitrina. O să-mi fie acum frică de vitrina lui. Ia să vedem ce delicatețe mai anunță că i-a venit azi, duminică. Parcă din adins a lipit coșcogea biletul pe geam. Ca să-mi... Lasă, nu mai citi, Coane Iorgu. De ce să nu citesc? Icri moi prima pe dracu, stricate. Da, de stricate. Tridi prospeți. În jur că-s moarte, nu? Da, de moarte. Somonul diurin, pe dreacă de rin. Vreo plebușcă de baltă. Da, de baltă.
Și nu mai mă contrazice, domnule. Eu că-s stricate, dumneata că-s prima. Eu că-s moarte, dumneata că-s vii. Eu că-i de baltă, dumneata că-i de rim. Păi așa vrei să-ți ții jurământul? Salut, salut, domnul Iorgu. Salut. Dar de ce ești așa supărat, hă? Eu? Supărat? Nu. Doar discutam cu dumnealui. Eu ziceam că-s 6 sub 0. Dumnealui că-s doar 4. Da, chiar 7, domnul Iorgu. Tocmai bine, dă-o țuică piată. Hai, nu intrați. Noi? Maghenința lui Drăgan? Nu s-a pomenit, mă, să vă spună și amicul. De 2 săptămâni nu s-a... Nu, nu s-a... Noi intrăm. Noi intrăm, hai să intrăm. Bine, intrați, mă. Ia, băi, bine, bine! Dar mai dă și 14, băieți. Ce cu salamul ăla? Vine urgent și la noastră. Ura, jupâne! Să treci! Îl zăriși pe al de Iorgu, a? Nu intră, dar a dat târcoale, nu mă vedeți dumneavoastră. S-a jurat la liberalii că nu intră în prăvălie. Însă eu să vă spun ceva, la vânzare nu se simte. Păi cum asta? Cum mă îți explici? Simplu. Să vedeți, tocmai le spuneam și dumnealor că acum am rămas aici numai de ai noștri, ca la club. Să vedeți, un moment. Bună ziua. Bună ziua. Ce poftești dumneata? Câte par ale icrele moi? Dumneata, icre moi? Da, câte par ale? Și cam câte ți-ar trebui, drăguță? Păi, vreo 2-3 kg. Așa? Chiar 2-3? Dar de unde ești, dumneata? De unde sunt, de unde nu sunt? Câte par ale? De dacă nu spui de unde ești, nu-ți dau. Icrele sunt arvonite de boieri. De care boieri? De domnul Costică Drujescu, dacă ții să știi. Și de dumnealor pe care îi vezi la mes. Așa? Așa? Așa e. Atunci, bună ziua. Bună ziua, drăguță. Dar de ce nu i-ai vândut jupâne? Să vedeți. Spuneam că deși domnii liberali nu intră în prăvălie, la vânzare nici nu se simte. Că dumnealor, ca să nu se lipsească de trufandale și delicatețele pe care le găsesc doar la Drăgan, Sireacu, dar ca să nu-și calce nici jurământul, trimit om să târguiască pentru ei, fără a spune pentru cine. Acolo Drăgan, Sireacu, nu-i pasă de stratagemă, că dai comerțant ca să vândă. Dar cumpărătura ăsta e cu cântec, de-aia nu i-am vândut. Adică cum cu cântec? Mi-a spus chiar acum conul Costică Drujescu că a aflat prin oamenii dumnealui că de seară e masă mare la Iancu Zanfir. Așa? A, zice că le-a venit pe neașteptate șeful ăla mare al lor din capitală. E, pe ăsta cu icrele, miros eu că coana lui conul Zanfir l-a trimis, că mai rar clientă ca dumnei. Pofticioasă nevoie mare! Și așa ți-a spus că să... Da, că s-a arvonite de boieri. Atunci eu să mai intru? Intră și încearcă, poate că-ți dă. Pof, lua iar de boieri. Ce, fără de-astea moii li se usucă pipota? Sărut mâna, sărut mâna, măiculiță. Aici e băcănia amare. Ia vezi, băiete, ce poftește din aici? Ce dorești, măicuță? Icre moi aveți? Vrea icre moi, jupâne. Aha, și dumneata vrei icre moi? Păi, atenție, că s-a dat și baba la icre negre. Aveți? Este. Cum dați ocaua? Ocaua? Nu vrei o tonă, maică? Te poftești la ei. Vreo 2-3 oca. Bine, să zicem, da. Pentru cine? Pentru dumneata? A, și unde mănânc eu d-alea? Să mă ferească Dumnezeu, eu postesc. Pentru boieri. Care boieri? Nu spui. E, uite ce e, maică, dacă nu spui, n-am icre. Zău dă-mi. N-am. Fă-te numai încoa, măiculiță. Sunt de la conul Iancu. Dar să nu care cumva să-i spui că ți-am spus. Că mi-a spus să nu care cumva să spui. Așa. De la conul Iancu. Hey, atunci spune-i lui conul Iancu că pentru dumnealui le dau cu 100 de lei kilo. Vai de mine, unde s-a mai pomenit? Mi-a spus să dau, dacă o fi la o adică, până la 28 de lei. Dacă-ți place, dacă nu, voia la dumneavoastră, marfa la mine. Dacă vrea să cumpere, să poftească cu onuian cu aici, că ne învoim noi. Așa, maică? Așa, maică.
Bună ziua! Bună ziua! Te ții bine, jupâne! Orbii la putere liberalii, dar să nu se puie cu noi! E, că te credeți dumneavoastră că n-au încercat să-mi facă în astea două săptămâni de când s-a supărat ca văcarul pe sat? Șicane peste șicane, la vamă, la acize, la drumul de fier, oriunde puteau să mă întârzie cu taxidurile de prospături ca să mi se strice marfa. Asta le-a fost politica cu mine. Numai că și Banu Sireacu își are politica lui. Și de când lumea umblă Sireacu de bacșiș și unge pe toți, și pe vame, și pe acizar, și pe șefii de gări, trăilar Dumnezeului pe turcu care l-a inventat întâi și întâi. Bine, jupâne, dar îți convine? Atâtea bacșișuri nu scade din câștig. De ce eu le plătesc? Păi pentru cine le dau? Nu pentru dumnealor care îmi fac mizerii, dar nu se pot lipsi de delicatețile mele. Bună ziua! Ia-mi vezi, băiete, ce poftește dumneavoastră. O drojdie, băiete. Cine e ăsta? Nu l-am prea văzut pe aici. Cred că e un pârlei de impiegat de pe la poștă. Nu vezi ce flenderiți are pe el pe gerul ăsta? Băiete, ia mai scoate capacul de la o putinică de icre. O fi și ăsta vreun trimis de-al lui Zamfir. Așa. Bravo, jupâne. Pentru ce, vă rog? Păi văd că ți-a venit icre proaspete. Cum dai kilo? Da, dar de ce întrebi? Vreau să cumpăr. Să cumperi? De ce râi, jupâne? Râd că nu face pentru dumneata. Astea nu sunt icre de cosat. Dar ce-ți pasă, dumitale? Dacă vreau eu să cumpăr, cumpăr. Câte parale? Vezi că marfă de asta nu pot da cu paralel. Vrei să iei mai mult? 3 kg. Cât? Ei, vezi, aici mi-ai plăcut. Auzi, fason de 3 kg de icre moi. Mai bine cumpără-ți palton, tinere. Uite, încotroși de la domnul că e frig. Mersi, domnule, nu mai trebuie. Dar să știi că nu-ți mai calc în prăvălie. Bă, cum ești dumneata liberal, mă mir că ai băut, ai și drojdia întâia. Nici un jurământ nu știi să țină. Așa, plata? Lasă plata, pune la pușculiță pentru palton. Adio! Adio! Și ce o să fie dacă nu am avea icre negre la masă? Nu se poate, Iancule. Orice afară de rușinea asta. Cu un jenică fără icre negre, glumește. Ei, de ce nu și-a anunțat sosirea măcar de ieri? Trimiteam la București, la Sălcenu. Păi ce bați din palme ca să faci o masă? Eu fără icre negre nu dau masă. E când avem un coicar atât de frumos, când avem... E, nu mi le mai ieșirea degeaba, Iancule. Dacă n-avem icre negre, n-avem nimic. He, auzi, ai venit de Costică Drugescu. Așa ți-a spus? De dumnealor și de toți boierea, de dumnealor, de pe la mese. Și dumitare, cum zici că ți-a spus? Că dacă nu-i spui pentru cine cumpăr, n-are icre moi. De deștepți ce sunteți, v-a simțit de unde sunteți. Uite, Iancule, că-ți vine și pierpireul ăla, ai și tu niște oameni. Salut! Nici dumitare nu ți-a dat. Mi-a oferit de cosac. Pe crești eu ce dumneata ai fason de morun. Așa mi-a spus și el că n-am fason de icre negre. Nici așa nu merge. Dumitre! Ce faci de Dumitre! Da, Coniță. Să-l hame la caleașcă și îmbracă-ți și tu livreaua. Cum? Nu cum a vrei să... Mai bine că nu. Dar eu am jurat, dragă. Poți să jur pe capul sau pe sănătatea ta, nu pe altora. Și conujenică, fără icre negre, nu digere. Bine, dar ce-i cu măslinele alea, nu mai aveți, a? Măsline? Este. Învață să vorbești, băiete, sunt când este mai multe. Așa, bravo, jupere, așa. Ia. Nu e caleașca lui Iancu Zamfir? Ba da. Bun. Bună ziua. Da, vă rog. Să vii un băiat afară. Mișcă, băiete, ce stai? Nu știu. Fanțoși fecior de casă au. Mai galonat ca un general. Da. Jupâne, întreabă cucoana de icre moi. Cucoana lui Conu Zamfir? Spune că nu prea sunt proaspete. Așa. Nu face pentru dumnealor. Da, dacă poftește, uite, stai să-i servesc cu o linguriță pe frunza asta de viț. Așa. Dă-i să guste. Hai, trap. Manus. Ești tare, jupâne. Zi nu prea proaspete, dar dă-i să guste.
Jupâne, cucoana zice că-s bune. Mă mir, tocmai la mine să fie icre bune. Ei, ce fac, așteaptă. Ei, las că ies eu afară. Sărmâna, sărmâna cu plecăciune, sărmâna, Coniță. Dar bună ziua, domnule Drăgan, nu era nevoie să te deranjezi dumneata. Trimite-mi, te rog, la caretă 3 kg de icre moi. Vai, cu plăcere, Coniță, cu plăcere, dar de ce nu pofti jos? Mai avem și alte delicatețe. Nu avem nevoie de... Vă rog, sărmâna, doar să vedeți, noi nimeni în prăvălie, numai câțiva mitocani nu vă cunoaște. Pofti să vedeți și alte mezeluri, avem și stridii, brânzeturi proaspete, ne-a venit o langustă vie și alte bunătăți. Poftiți, vă rog, poftiți. Da, bine, să intru doar o clipă. Dumitre, vino după mine. Poftiți, poftiți. Oh, spuneai că nu e nimeni. Mitocan de-ai noștri, Coniță, nu vă cunoaște. Băiete, ia vezi ce-a poftit rădomnic. Atunci să punem 3-4 kg de icre? 3. Ia numai, mirosiți puțin camemberașul ăsta. Tocmai făcut 3-4 bucăți? Dumneata, vrei să mă ruinezi? 3. Un kilo somon? Na, bine. Una langustă vie, 8 duzin stridii, kaiser pastram, batop, un ananas, un flacon curaçao triple sec? Bine, fii. Dar nu mai mă ispiti, domnule Drăgan. Avea dreptate hoțul de Drăgan. Pofticioasă al naibii. Pofticioasă? Nu e prea mare ispita, Coniță. Tot să fie un condei de 200 ceva, nici 280. Da, apropo, se poate fără șampanie? Am ceva bun de tot. Pomerii extra garantat. Oh, mai astâmpără-te, domnule Drăgan. Hai, Dumitre, ce caș gura. Du pachetele la caleșcă. Pomerii extra, zici? Cum îl dai? Mai ieftin decât oriunde, Coniță. Dacă dumneavoastră găsiți cu preț ca la mine undeva, primesc să nu-mi dați nicio pară. Atunci să iau câte sticle? Da, băiete, du-o la caleașcă 6 sticle șampanie extra. Ia de pe raftul de sus și trap. Da, nici n-am atâția bani la mine. Vai de mine, se poate, trec tot în cont, Coniță. Și când mai poftiți pe la noi, vă rog, nu ne uitați, avem totdeauna lucru proaspăt, delicatețe, ca la noi, imposibil să găsiți în altă parte. Să rămână, să rămână. Să rămână. Bine ai dus-o, jupâne. Bravo, diplomație de conservator, domnule. Uite, vedeți? Vreți să știți una apropo de noi conservatorii? Politica e politică. Ăsta mi-e principiu și e sfânt. Dar dacă îmi plac liberalii, e că sunt oameni cilibii. Când e vorba de delicatețe, nu se mai încape politică. Băiete, un rând de suiși la domnii, fac eu cinci. Mă rog! Ați ascultat Politică și delicatețe de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea: Iorgu, Grigore Vasiliu Birlic; Drăgan, Alexandru Giugaru; Madame Zamfir, Carmen Stănescu; Iancu Zamfir, Nicolae Gărdescu; cetățeanul turmentat, Costache Antoniu; alt cetățean, Dem Savu; un funcționar, Horia Căciulescu. În alte roluri: Alexandru Lulescu, Ștefan Farca, Mihai Stoenescu, Gheorghe Oprina, Toni Buiacici, Octavian Fulger, Sandu Sticlaru, Virginia Stoicescu, Sorin Balaban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Ion Vova.